Vezi, vremurile se schimbă, oamenii se schimbă și unii se schimbă în bine și mie îmi plac oamenii ce se schimbă în bine. Dă-mă și pe mine mai tare, nu mai ai nimeni la butoane, dă-mă și pe mine mai tare la... pe față, te rog, să mă audă oameni. Mersi, Ioane. Mi-a făcut sunetul Ionuț Galani, păi nu sunt tare? La Take It Girl. Domnilor și domnilor, în ceva momente, până băieții de la Gothic să... se strâng și se adună, totul este live, totul este 100%, vă spun că na, în ceva moment ajung și băieții de la Mandinga, sunt pe aici pe undeva, plus trupa lui Randy, sunt veniți de la Prânz, pentru că au legături cei de la Famous cu Techie Gheolu și o să vedeți despre ce este vorba. Totul este pregătit pentru niște momente interesante. Eu ieri am cunoscut în prima zi acestei sărbători, am cunoscut un om interesant, mult prea interesant pentru mine, mi-a făcut vreo 2-3 complimente, eu nu neapărat roșesc, dar nici nu prea știu cum să le iau și cum să le adun. Mi-a făcut cadou niște discuri și am aflat de la autoritățile locale, de la domnul primar, de la domnul vice, de la oamenii care păstoresc Techie Gheolu, că este un compozitor, cum s-ar spune, ușor clișeistic, dar de fapt, dacă nu ne raportăm la asta, suntem cumva pierduți. Un compozitor de suflet al acestui oraș, al acestui orășel. Eu sunt Iereșița, credeți-mă, știu ce înseamnă orașele mici. Vă spunea că mi-a făcut cadou, da, și eu am 6 lasele de alea și mai dau cu ele prin casă. Da. Ce e foarte interesant, că dai și tu și mama ta cu lasul. Sunteți două fete care dați cu lasă, da, super. Și Ilie Andrei, prietenul meu, vă rog să-l aplaudați, un chitarist de săvârșit. Ești afară, mă, te-am făcut celebru iar. Sunt oamenii care se pregătesc pentru că, vă spuneam ieri, am cunoscut un om despre care am aflat diverse. Și ce-am râs. Și noi amândoi, știi că eu am un laser mare de tot și dacă dau cu el... Adu-i și mie laserul din mașină, asta ar fi super tare. Poți să dai aici, în inima mea, pentru fiecare țintă, uite, oamenii ăștia îți dau niște aplauze, ia! Ai văzut? Când o să crești mare și o să te măriți, o să-i spui viitorului tău soț, i-am dat cu laserul în inimă, cu Răzvan și Dani. Întorcându-mă la ce vă spuneam, am cunoscut un om interesant care a crescut generații și generații și generații și oamenii care păstoresc idealuri, dar mai ales voci, pentru mine reprezintă un motiv de a fi. Este un om care... După ce m-a surprins așa, muzical, m-a surprins și ideatic, mi-a zis că are 80 de ani, am căzut pe jos. Pentru că eu am 38, dar nu de mai mult de 54 și zic, bă, da, mă frești. Sper să ajung măcar vreodată să pot povesti nepoților mei lucrurile pe care le-am văzut în astea două zile la Techie Gheolu. Domnilor și domnilor, până... Oamenii, toți cei care datorează acestui oraș foarte, foarte mult, se vor fi pregătiți. Vă rog să-l aplaudați pe omul care mi-a cam dărâmat orizonturile și care se numește Gigi Rădulescu. Acum, la Techie Gheolu, aplauze! Bună seara, Răzvan! Bună seara, stimați Techie Gheolu și tuturor invitaților noștri! Vezi că mi-ai tăiat din pensie, mi-ai tăiat câteva luni! De ce? Păi am 80 și 5 luni! Doamne și domnule, dacă aveam părul ăsta măcar la 20 de ani, eram bine! Domnule Gigi Rădulescu, aplauze! Mersi! Dar aș vrea să vă spun, înainte de bună seara, care o spun de vreo 18 ani aici la Techie Gheolu, că bătrânețea nu este o vârstă! Este o stare. Dacă știm să ne păstrăm și facem ceva pentru acest lucru, sunt convins că toată lumea de aici, mai ales dacă iubim muzica, iubim cultura,
mai merge și șprițul câteodată, dar mai cu rezervă. În seara aceasta, după o muzică atât de ritmată și interesantă, un gen care prinde la tineri, noi, am zis noi, pentru că o să vină și o domnișoară care are 17 ani, căruia vreau să-i mulțumesc că m-a răbdat 11 ani ca profesorul ei de canto și de pian. Aș vrea să-i mulțumesc că a obținut 3 medalii sau 4 la olimpiadele cele mai mari din țară și a reușit în același timp să obțină și un trofeu la prestigiosul nostru festival, Glasul Speranței. Asta înseamnă că se poate copiilor, tinerilor, se poate face și acest lucru. Venim cu o piesă de suflet care am vrut să o numesc De vorbă cu Techighiolene. Eu vorbesc mereu, dar mai în șoaptă, mai pe ocolite, mai când ne întâlnim până autobuz. Acum o vom cânta pe scenă. Se numește Cântec pentru Techighiolene, pentru Techighioleni, pentru toți invitații lor, pentru toți care iubesc acest oraș blagoslovit. Este un oraș blagoslovit. Asta este clar, l-am cântat în textul meu, îl voi cânta mereu. Acum o invit în scenă pe domnișoara de care vă spuneam, când avea 6 ani, am luat-o pe elev, astăzi are 17 ani. Bună seara și bine v-am regăsit! Bravo! Cântăm și cântăm? Cântăm împreună, ne distrăm împreună, bineînțeles. Suntem 4 acum, compozitorul și profesorul, eleva și interpret. Deci, suntem 4. Da? Piesa așezată pentru suflet. Ascultați textul și o să vedeți câtă dreptate am avut. Vă spunem azi cu gând curat, noi fiii tăi nu te-am uitat. Bătrânii noștri au povestit cum rostul vieții l-au găsit. De acest pământ blagoslovit, blagoslovit. Acest pământ, blagoslovit, blagoslovit. O fire din istoria orașului ne spune că un cioban pe chir cândva ne-a dat un nume. Pe acest picior de plai s-au așezat străbune, veniți din diferite locuri ale lumii. Din toate cântetul ne-ai dat, ne-ai dat puterea de-a trăi, ne-ai dat dorința de-a iubi, ne-ai dat speranțe și visări, ne-ai dat aripi spre-nalte zări, ne-ai fost părinte iubitor, ne-ai legănat cu cânt de dor. Străbun venit, măi Techighiolene. În viața noastră străbun venit, oraș iubit. În viața noastră străbun venit, măi Techighiolene. În viața noastră străbun venit, oraș iubit. Noi acum te cântăm și cu drag îți urăm să ne aduci împlinire și mândrie privind. La mulți ani pe Chirghiol să trăiești, zi de zi, an de an înflorești. Bunii noștri din cer ne privesc mulțumiți, că am știut să trăim precum frații uniți. La mulți ani pe Chirghiol te iubim, lângă tine cu toți vrem să fim. Te iubim, ne iubești și dorim să-mi florești. Te Chirghiol, casa noastră, tu ești. Doar Rogin, Dovreni, Ardeleni și Olteni, să nu uitați. Voi argând, voi tătari și voi turși, nu uitați, să nu uitați. Noi aici ne-am născut și aici am crescut și trăim împreună ca frați.
mirgau te iubim. Lângă tine cu toți vrem să fim. Te iubim, ne iubești și dorim să înflorești. Te chirgă casa noastră, tu ești. Aceasta este casa noastră, indiferent că vrem sau nu vrem. Aici ne împletim visele, insuccesele și succesele.